simt că n-am fost înțeles. Am spus-o și ți-o repet, ai fi fost ultima persoană la care m-aș fi gândit să-i fac vreun rău sau să o jignesc într-un fel sau să te ating cu o înțepătură. Mă simt prost, nu m-am simțit așa prost toată viața. De unde crezi că simți prost? Cât trăiesc eu, cât am trăit. Nu înțeleg chestia asta, nu înțeleg stare, nu înțeleg nimic. Pur și simplu, am simțit că... Când Diana mi-a dat cuvântul și a zis că să-mi zic ce simt, ce gândesc, ce cred, nu am vrut să zic nimic, am simțit nevoie doar să-mi cer scuze, că m-am gândit că poate reacțiile mele din direct sau de pe pauză au făcut să pară ca și cum nu știu ce mi-ai făcut. Nu mi-ai făcut nimic până la urmă, dacă stau să mă gândesc. Doar că eu așa sunt. Cum poți tu să-i dai un inel unei fete, să oficializezi o relație când tu nu vrei o relație cu ea? Păi și eu ce ți-am zis ție? Decizia nu este la mine, eu nu vreau să fac păi acest lucru. Păi ce-mi trebuie mie acel inel? Păi întocmai și asta te-a rugat să mă înțelegi, că... Bă, frate, așa m-am gândit eu să vin la tine să spun lucrurile astea. Dar tu, la atâta fața mea, crezi că am nevoie de vreun inel? Știu. Material? Mi-am dat seama acum. Am apărut că am luat-o la mișto. Asta, cred că... M-a întors așa. Știu că nu ai fi făcut ceva ca să mă deranjez, că tot timpul poate eu fac glume și tu... Deci, jur, astăzi îmi venea să îmi pleznea inima mine, că de nu știu... Mi-era și rușine că am... Mi-era rușine, nu să te fac să te simți. Deci mi-era deci toate felurile. Ziceam că nu pot să cred așa ceva, că... Simt așa, iurea, multe chestii în mine pe care nu le-am simțit și în viață. Și de ce vreau să vorbim dacă nu... Pentru că vreau să mă eliberez, că efectiv simt că nebunesc, mă crezi? Mă credeam atât de puternic, atât de hotărât, atât... Îs praf. Știu că... Poate prin ce zic acum sau ce am zis, te fac să te simți prost, dar crede-mă că eu m-am simțit mult de atât. Păi asta e chestia, că n-a fost asta intenția mea. Eu, sincer, am vrut să fiu super sincer cu tine, frate. Sincer, sincer, sincer. Tot ceea ce se întâmplă aici și tot ce s-a întâmplat între noi, băi, chiar a fost din pură chimie. Sinceritatea e o premiză de la care Narcisa nu face rabat, însă neasumarea e de neiertat. Tu vrei să stai cu mine non-stop, să ne jucăm, să râdem, să pana mea, să nu mai zic altceva. Mie să-mi placă de tine, dar tu între timp să mai și te lingi, să din alea cu altele, cu ciocolată, cum ai zis tu mai înainte. Că tu nu ești într-o relație și îți permiți să faci. Dar tu te uiți așa un pic la mine, tu crezi că eu sunt... Sau cum? Nu înțeleg ce vrei tu. Fă ce vrei și lasă-mă bate. Păi asta faci. Păi bine. De astăzi înainte dacă... Exact. Dar păi frate, nu sunt jucăria cuiva. Exact cum am zis. Cel mai bine e să ne vedem fiecare treaba noastră și gata. A fost o chestie reciprocă ce s-a întâmplat între noi. Este adevărat că ei place mai mult și că simte acolo. Ce știu eu ce simte, habar n-am. Că azi simte, mâine nu simte. Nu, Costi, doar o să fac ce e bine pentru mine. Și mie așa ceva nu trebuie. Nu poți să mă ignori. Ba da, pot. Da, dacă vrei să mă ignori, atunci hai să ne ignorăm. Am încercat să... Mă înțeleg, i-am înțeles varianta, am înțeles că am greșit, oarecum. Dar tu crezi că eu mă joc cu viața mea, cu sentimentele mele, cu inima mea, cu mintea mea, cu psihicul meu? Îmi pare rău că nu poate fi mai mult. Chiar îmi place să stau în compania ta, în pâine mea. Și sunt foarte sincer. Și nu știu de ce simt chestia asta. Îmi trebuie un bărbat adevărat, un asumat, hotărât, nu... Stai, nu acum, stai mai târziu, stai, nu mâine, stai, nu așa. Aici chiar nu pot. Dar nu mă interesează, că înseamnă că nu ești pentru mine. Nu e să fie, nu a fost să fie, cu siguranță e afară persoana care trebuie să fie pentru mine. Doar vreau să nu se mai atingă subiectul ăsta, nu vreau să mai vorbesc despre subiectul ăsta, nu vreau să mai interacționez cu tine, nu mai vreau. Da, bine atunci. Mă duc în cameră. Eu mă duc. Păi, am zis că nu avem cum să formăm un cuplu. M-am dus în cameră liniștit și m-am pus pe gânduri. Cuvintele Narcisei nu au lăsat loc de interpretare și, prin urmare, nici de speranță. Iar fără speranță, nimic nu se poate. Îmi place să te văd așa. Frate, nu fă din asta, să jur că nu... Ce ai? Ce-am făcut? Nu, dacă zic să stau singur, stau singur. Aaa, oh, pe bune! Deci nu cred așa ceva.
nu-mi explic, așa ceva eu n-am trăit, n-am avut, n-am simțit. Sprav. Ce s-a întâmplat? M-ai trezit în somn, Narcisa, ce ai? Ce ai, Narcisa? Nu știu, m-a dus la poste și... că cobor în jos. A coborât și a dus la make-up și am văzut că se simte rău și m-a dus să întreb ce are. S-a pus pe scări acolo să vorbim și l-a luat în brațe și a început să plângă. Și i-am zis că vreau să ne îndepărtăm și el nu, că să fim ca înainte, doar... Da, asta înainte, pe canapea. Acum doar am văzut că se simte rău și l-am dus la el să văd ce are, că și el a stat cu mine când... Da, asta e chestia, că... Și s-a pus pe scări și l-a luat în brațe și când l-a luat în brațe a început să plângă și s-a dus în cameră și a plâns. Și eu l-am întrebat după emisiune ce are și cum e și mi-a zis că se simte foarte prost în chestia asta, foarte prost. De ce am făcut? De unde ce am făcut? Chestia asta care chestie? Că nu... Parcă a zis că am făcut un ceva. Nu știu. Atât mi-a zis. Totul s-a vinovat acum. Dar de ce să fii tu? Că l-am pus la zi, dar nu știu cum consideră el. Așa e. Zici că-ți blestemat, te jur. Ai, termină. Deci n-ai idee cum am simțit când am văzut că plânge. Dar nu că plânge. Zici că avea un pic și era distrus. Nu știu cum te spune. El se simte prost că n-are aceleași sentimente cum le-ai și tu față de el. Nu, nu e destul de matur încât să își asume lucruri. Nu, a zis că simte, numai că el nu simte să... el crede că dacă zice că vrea o relație, se căsătorește, se obligă cineva. Nu e destul de matur să își asume lucruri. Cum mă face psihic, nu mai pot, jur. M-a ajutat cu Petronel în fiecare zi și nu m-a făcut psihic și el în două zile m-a făcut... Nu știu unde a greșit. Zi tu, Alina, că tu ești mai mare, că vezi, nu știu, unde a greșit. Nu vrei greșit cu el, ți-am spus. Ce trebuie să fac? Să mă prefac într-un cuplu ca să ce? Nu, trebuie să faci exact ce simți și să spui ceea ce simți. Și tu ai spus ceea ce ai simțit. Dacă el nu poate duce treburile astea, fix treaba lui. Tu nu ai nevoie de așa ceva. Păi, stai liniștită. Asta e viața. Prin asta treci. Asta simți. Exteriorizează-te. Mă mulțumesc că să ne trebuie și că mă iubit așa cum sunt. Am discutat foarte mult despre voi în ultimele zile și nu o să insist. Eu am vrut să vedeți și voi că exact cum am văzut și eu, cum a văzut și Anda, cum au văzut și cei de acasă, nu ne-am înșelat. Între voi a existat ceva, există ceva și cumva din cauza camerelor a situației vă puneți opreliști. Nu știu voi ceilalți din casă cum vedeți lucrurile, pentru că ei cred că ne-au spus tot prin imaginile pe care le-am văzut. Ciprian, tu ce crezi? Ai vreun sfat pentru ei? Să știa... Eu mereu am spus să facă ceea ce simt ei. Ei, lunar ce ți-am spus, pentru că cu Costi nu au avut subiecte de genul. Dar... Da, nu știu, el se simte probabil afectat pentru că nu a fost înțeles sau poate, adică nu a vrut să facă rău prin ceea ce a zis. Dar, asta dar înțeles, Narcisa a perceput-o rău și... Am înțeles ieri, au explicat și am înțeles acest lucru, cred că și Narcisa l-a înțeles. Tocmai mă bucur foarte mult că m-a înțeles ea atât. Sunt foarte, cum să zic eu, relaxat că măcar m-a înțeles ea și că mi-a fost alături, nu știu. Costi, o să te, dacă vrei îmi răspunzi, dacă nu vrei, nu îmi răspunzi. Ție ți este teamă că dacă vei intra într-o relație cu Narcisa, vei fi, cum să mă exprim, nevoit, obligat să o ceri în căsătorie? Nu, crezi că Narcisa își dorește atât de tare premiul respectiv? Nu mi-este teamă de chestia asta. Așa. Pur și simplu nu vreau să... Nu simt să am o relație. A, pentru bun. Că am înțeles. Deci n-are sens pentru să... Pentru că e timpul prea scurt. Pentru că dintotdeauna sunt singur, aproape 5 ani. Am fost foarte rece față de fete. Doar pentru că îmi doream să cunosc foarte bine acea persoană, să am încredere, să nu știu, să am încredere. Și
pentru că este scurt timpul, îți este teamă să pornești o relație? Exact, și să nu dezamăgesc apoi și să fac să sufere. Nu trebuie neapărat să-i dai inelul ca să pornești o relație. Și nu trebuie neapărat să ajungi să o ceri în căsătorie, ci puteți pleca de aici ca un cuplu. Adică, important, și eu am vorbit cu voi, cu ei, cei care sunt de la început în emisiune, mi-am dorit pentru voi, pentru fiecare în parte, să vă găsiți iubirea și jumătatea. Știu că Narcisa și-a dorit foarte mult acest lucru, să se îndrăgostească, să simtă fluturi în stomac, să fie veselă. Cred că de cum am discutat cu voi de-a lungul emisiunilor, toți ați spus același lucru, că vă doriți să vă găsiți pe cineva, că important este să vă găsiți iubirea, fericirea și nu banii, că premiul este un bonus. Pentru care, în cazul în care formați un cuplu, veți lupta. Dar nu vă obligă nimeni să faceți acest lucru. Știu lucrul acesta. Adică, cumva, știu că e presiunea camerelor, că e presiunea concursului, cu ce se întâmplă și cu ce organizăm noi aici. Dar, lăsând astea la o parte, să fiți sinceri cu voi e cel mai important lucru. Am fost... că se poate, deci sincer, față de ea, consider că am fost chiar foarte sincer. Bine. Ina, tu, ca femeie, cum vezi ce s-a întâmplat între ei doi? Mie îmi plac lucrurile clare. Atâta timp cât îmi face plăcere să-mi petrec timpul în compania cuiva, înseamnă că plac acea persoană. Mm-hmm. Sincer să fiu, am impresia că se plac foarte mult. Sentimentul este reciproc. Nu pot înțelege atitudinea lui Costi, pentru că îl văd afectat de cele întâmplate. Nu pot înțelege ce se întâmplă, sincer. Eu sunt o persoană directă, clară, concisă. Andra, Armando, voi care ați trecut prin multe, de la început și până acum, voi cum vedeți lucrurile? Mie mi se pare că au sentimente. Pe lângă chimie, cred că e ceva mai mult de atât. Și cred că timpul îi va aduce împreună. Sunt foarte visătoare, să spunem, și ceea ce am văzut eu la Costi, fără să vreau să vin în apărarea lui cumva sau nu știu, nu vreau să interpreteze, am văzut că Costi a vrut să aibă discuția aceea despre el doar cu ea, deși se sărutase cu toate fetele și faza cu Alina. Eu nu știam și nici că s-au sărutat ei doi, dar mi se pare o urmare normală, pentru că el s-a sărutat cu Narcisa doar din pură atracție. Nu a fost un joc, nu a fost o provocare. Au simțit, poate amândoi, asta cred eu, să facă asta și cumva el s-a simțit, nu știu dacă obligat, dar cumva să-i spună, vrei să formăm o relație. Adică știu că m-am sărutat cu tine, cred că asta a fost. Eu am luat-o ca...